Iertați-mă, eu când mă duc la întâlniri, parcă sunt la PDL, nu-mi dau seama în ce sunt. Și o să vedem și mișcările de la deconcentrate, că tot înțeleg că și lideri marcanți ai PDL-ului au trecut la PNL. Eu cred că oamenii valoroși trebuiesc luați, dar trebuie să ai cât de cât măcar o sită, un criteriu. Nu după ce ne-au tăiat pensii, ne-au luat salarii, ne-au făcut ce ne-au făcut, acum îi luăm din nou lângă noi, ce să fac? Să fac același lucru? Răspunsul la această întrebare, dar și multe alte declarații incendiare ale socialdemocratului Niculae Bădălău puteți urmări în această seară în cadrul unei ediții speciale.